în România spuneam, mulți am fost, puțin am mai rămas. Haideți să ne ridicăm, ultima zi din an, să o petrecem în prezența lui Dumnezeu, lăudându-L pe El, mulțumind că a fost un an cu noi și de ce nu, prin cântare să-i spunem: Iisuse, dintre toți te aleg mereu. Something.
Care ne ridicăm sau ne coborâm? Dacă ne ridicăm, unde? Dacă ne coborâm la fel, unde? Domnul să ne ajute ca ținta noastră să fie cerul. Amin. Amin. Psalmul 128. Ferice de oricine se teme de Domnul și umblă pe căile Lui, căci atunci te bucuri de lucrul mâinilor tale. Ești fericit și îți merge bine. Nevasta ta este ca o viță roditoare, înăuntru casei tale copiii tăi stau ca niște lăstari de măslin împrejurul mesei tale. Așa este binecuvântat omul care se teme de Domnul, să te binecuvinteze Domnul din Sion. Să vezi fericirea Ierusalimului în toate zilele vieții tale și să vezi pe copiii copiilor tăi pacea să fie peste Israel. Amin. Suntem la sfârșit de an, câteva ore ne despart de anul 2018 și nu la întâmplare am ales acest text. De obicei îl citim atunci când binecuvântăm pe copii, dar am ales acest psalm din cauza că psalmul se termină cu pacea în Israel și Ierusalimul de astăzi și vrem ca să combinăm Ierusalimul cu sfârșitul anului, pentru că așa le pune Dumnezeu, intrăm într-un an nou, anul 2018, dar cu probleme în toată lumea din cauza acestui mic oraș numit Ierusalim. Domnul să ne binecuvânteze și să ne ajute ca cât mai înfocat să ne rugăm pentru acest oraș al micuț. Amin. Aș vrea să citesc o poezie intitulată Ruga de Anul Nou. Ultima noapte din anul care-i vechi, e ceas de cercetare, mă pasă pocăința, e clipa când păcatele și grelele și perechi îmi încovoaie trupul, îmi chinuie ființa. Înțelepciunea, calmul nu prea mea a fost în fire, am enunțat cuvinte cu aprig fierăstrău, în suflet fost atuneci și fulger în privire, privesc la mine însămi și tare îmi pare rău. Te rog, mă iartă, Doamne, pune înaintea gurii strajă și împăzește ușa buzelor de rău. Aș vrea ca orice vorbă ție să aducă slavă, să știe oricine că ești stăpânul meu. Când ei mai aprig, lovi-mă vor din spate, ajută-mă, o Doamne, să mă întorc, să nu întorc rău prin rău, căci îndurarea tale iartă, Doamne, toate, și aș vrea să arăt la toți că sunt copilul tău. În anul care vine, tu mă fă priceput, să alung nelegiuirea ce stă să mă încolțească, cuvântul tău cel drept să-mi fie veșnic scut, înțelepciunea ta în duh să mă zidească. Tu întărește-mi pașii întru cuvântul tău. Înlănțuiește răul, stăpân să nu mai fie. Lumina ta străluce și peste robul rău și legea ta cea dreaptă să-mi fie cârmă vie. Dă-mi pacea, dă-mi lumina și marele tău har. În anul care îmi vine, în fiecare zi, să-mi trăiască sufletul în sfântul tău hotar și să te laud, Doamne, și aici și în veșnicie. În anul care vine, te rog, o Doamne Sfânt, mă pocăiesc. Ascultă-mi dorința și o urare. Slăvit să fii în veci, în cer și pe pământ, și ploaie peste mine cerească ta iertare. Amin. Haideți să venim în rugăciune.
Atotputernic Dumnezeu, ne apropiem cu pași grăbiți de finele anului 2018. A fost un an minunat, cu multe binecuvântări. În fiecare dimineață când am trezit, diferit. Noi binecuvântări, noi situații, noi lucruri, Doamne Iisuse, care ne-au zidit. Și putem spune, Doamne Iisuse, că nu suntem mai slabi. Suntem mai tari, datorită harului Tău. Chiar dacă, Doamne Iisuse, lumea aceasta duce probleme, duce lipsă de pace, totuși inima noastră inundă de atâta pace. Lumea aceasta, Doamne Iisuse, duce lipsă de dragoste. Toți spun că vor pace, dragoste și râs, dar doar în Tine, doar în relația cu Tine putem avea un râs adevărat, o pace care inundă și o dragoste, Doamne Iisuse, care este de la Tine. Mulțumim, Doamne Iisuse, că ai purtat de grijă fiecărui membru. Mulțumim. Te rugăm în acest an care vine, 2018, ajută-ne să pășim în el cu mult curaj, știind că Tu ești de partea noastră. O, dacă am vedea astăzi câți îngeri stau în spatele nostru, deschide-ne ochii, Doamne Iisuse, să vedem clar lucrarea Ta. Să vedem clar vremurile în care suntem și cu o dorință mai focată să mergem în acest an într-o vestire a cuvântului Tău. Mă rog pentru fiecare membru ca Tu să-l binecuvintezi. Amin. Pune multă pace, multă dragoste în fiecare și o compasiune pentru cei care sunt în jurul nostru. Amin. O dragoste ca și cei care sunt în jurul nostru, vecinii noștri, prietenii noștri, să Te cunoască prin viața noastră, prin purtarea noastră, prin cuvântul pe care îl vom spune. Te rog să ne ajuți la acest lucru, căci de unul singur nu putem face. Te rog în numele Lui Iisus Hristos, prin Duhul Sfânt, Ție, Tată, mă rog. Amin. Amin. Ocupați locurile, vom cânta două cântări, apoi ne pregătim inimile pentru rugăciune. Acest an noi ne credem în El, orice s-ar întâmpla pe drumul nostru sau în viața noastră. Ce s-a
De rugăciune, doresc să citesc din a doua epistolă a lui Petru, de la capitolul 1. Începem citirea cu versetul 5. 2 Petru, capitolul 1, începem citirea cu versetul 5. De aceea, dați-vă și voi toate silințele ca să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați, cu dragostea de frați iubirea de oameni, căci dacă aveți din belșug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori în ce privește deplina cunoștința Domnului nostru Iisus Hristos. Dar cine nu are aceste lucruri este orb, umblă cu ochii închiși și a uitat că a fost curățit de vechile lui păcate. De aceea, fraților, căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea și alegerea voastră, căci dacă faceți lucrul acesta, nu veți aluneca niciodată. Într-adevăr, în chipul acesta vi se va da din belșug intrare în împărăția veșnică a Domnului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Amin. Amin. Suntem la cumpăna dintre ani și în mod deosebit, în timpul acesta când se încheie anul, de obicei se face un bilanț și fiecare companie și fiecare familie își face cumva socotelile, dar din punctul de vedere al lui Dumnezeu, Apostolul Petru ne dă o listă de lucruri care ne califică sau care ne descalifică. Știți că Apostolul Petru a scris prima epistolă. În prima epistolă el încearcă să încurajeze pe frații din biserici care treceau prin persecuție, prin încercări destul de mari. În a doua epistolă, Apostolul Petru scrie cu scopul de a avertiza biserica. Mai mult ca oricând, dacă vă uitați la capitolul 2, la versetul 1, cuvântul Domnului spune: noroți s-au ridicat și proroci mincinoși, cum și între voi vor fi învățători mincinoși, care vor strecura pe furiș erezii nimicitoare și se vor lepăda de stăpânul care i-a răscumpărat și vor face să cadă asupra lor o pierzare năprasnică. Azi dimineață fratele Edward a pus întrebarea aceasta: ce fel de biserică suntem noi? Și ne-am uitat la câteva din cele 7 biserici descrise în cartea Apocalipsa. Dragii mei, este un lucru care pentru mine personal cred că este cel mai semnificativ. Ceea ce determină lucrarea pe care Dumnezeu o face în noi, întâi de toate, este credința. Ea este temelia pe care Dumnezeu zidește viața noastră și relația noastră și părtășia noastră cu El. Dar e interesant că lista aceasta, Apostolul Petru nu explică, dar spune: credința nu stă singură. Și e interesant cuvântul acesta, uniți, adăugați, e un termen financiar. Cu alte cuvinte, credința se sprijină pe toate aceste 7 importante caracteristici pe care le enumeră Apostolul. De exemplu, cu credința spune fapta sau virtutea în engleză, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea,
cu răbdarea Evlavia, cu Evlavia dragostea de frați, cu dragostea de frați iubirea de oameni. E interesant, este ca o simfonie care începe cu credință și cu adevărat viața cu Dumnezeu, dragii mei, este o viață binecuvântată, este o viață în care când intri în această armonie cu Dumnezeul care a creat universul acesta, ne-a creat și pe noi, ceva frumos se întâmplă. De aceea copiii lui Dumnezeu cântă spre slava lui Dumnezeu, pentru că inima ți se umple de mulțumire, de recunoștință, de bucurie în acest, față de acest Dumnezeu. Dar observați, în contrast, el spune, pune această realitate foarte interesantă și spune, dacă aveți din belșug aceste lucruri în voi, ce fel de biserică vrem să fim noi? Avem? Și aceasta este o cercetare personală, pentru că noi venim aici și formăm Biserica lui Hristos, toți membrii bisericii, dar numai Dumnezeu știe ce este în inima fiecăruia dintre noi. Și ceea ce cred eu că ne spune Apostolul Petru este aceste lucruri care Dumnezeu le-a pus în noi. Ele există, spune în versetul 3, Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia și este un lucru foarte important, prin cunoașterea celui ce ne-a chemat, prin slava și puterea lui. Versetul 2, harul și pacea să vă fie înmulțite prin cunoașterea lui Dumnezeu și a Domnului nostru Iisus Hristos. Cu alte cuvinte, dragii mei, când te ridici și când realizezi gloria lui Dumnezeu, maiestatea lui Dumnezeu, frumusețile lui Dumnezeu, în momentul acela inima ți se umple de această prezență a lui Dumnezeu și e interesant, sunt două aspecte, viața și e viața fizică, e darul lui Dumnezeu și cred că toți ne dăm seama și mulțumim lui Dumnezeu pentru lucrul acesta, dar spune, ne-a dăruit tot în ce privește viața și evlavia, în ce privește acea relație spirituală cu Dumnezeu, care este de fapt viața veșnică, viața din nou, un om care are pe Dumnezeu și a fost născut din nou prin puterea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu, el a intrat în această viață veșnică. Așa spunea Domnul Iisus Hristos, eu le dau viața și nimeni nu le poate smulge din mâna mea. Dar aș vrea în aceste momente în care venim înaintea lui Dumnezeu în rugăciune să ne facem și noi acest bilanț. Avem din plin aceste lucruri? Încă o dată, Apostolul Petru nu le explică, ci doar le enumere și dacă vă uitați, e interesant este că primele se referă la relația pe care noi o avem cu Dumnezeu. Și apoi ultimele două, deci cinci se referă la relația cu Dumnezeu și ultimele două, dragostea de frați și iubirea de oameni, se referă la ce? La relația cu ceilalți de lângă noi. Și este întotdeauna această realitate. Cu Dumnezeu ne ridicăm întotdeauna privirea și o relație pe verticală, dar nu putem să neglijăm relația pe orizontală. Dar este și aspectul celălalt cu care aș vrea să închei, dar cine nu are aceste lucruri este orb. Aduceți aminte, fratele Eduard, cred că știe una din biserici, cred că a fost la audiția, căreia Domnul Iisus Hristos îi spune, pentru că zici că ești bogat, dar ești sărac și orb. Interesant este cuvântul acesta orb, nu însemnează că omul nu vede complet, este cuvântul de unde vine miopia, dar ceea ce cineva spunea și e interesant lucrul acesta, omul acesta vede lucrurile de aproape, dar nu le vede pe cele de departe. Cu alte cuvinte, îi vezi pe oameni, dar nu-L mai vezi pe Dumnezeu. Cea mai mare tragedie este să nu-L mai vezi pe Dumnezeu. Psalmistul David spunea, îl am pe Domnul înaintea ochilor mei. Dragii mei, Dumnezeu a fost acela care ne-a binecuvântat pe noi, familiile noastre, copiii noștri, pe cei dragi ai noștri și iată-ne
la acest sfârșit de an, anului 2017. Intrăm într-un an nou în câteva ore. Întrebarea însă este, în aceste clipe când stăm înaintea lui Dumnezeu și încheiem anul acesta, ce constatăm în viața noastră? Este acest belșug care, interesant este, atunci când avem aceste roade din belșug în noi, aceste caracteristici, ce se întâmplă? Suntem productivi? Cu alte cuvinte, putem să facem ceva pentru Dumnezeu și suntem întotdeauna, avem o eficacitate, zice versetul care l-am citit, nici neroditori, nici leneși. Două realități care sunt foarte, foarte dificile. Dar cel mai frumos gând care îl spune Apostolul Petru este: de aceea, fraților, căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea și alegerea voastră. Dacă faceți lucrul acesta, nu veți aluneca niciodată. În momentul în care am ajuns la credință și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu a făcut această lucrare, știm că credința nu este ceva ce putem să producem noi. Da, cu mintea, o credință intelectuală, Iacov spune, până și dracii au credință, pentru că se tem. Dar ce fac? Nu se supun. Și de aceea tot Apostolul Iacov spune, credința fără fapte este moartă. Eu îți arăt credința, arată-mi faptele. Ajută-ne, Dumnezeu, în anul acesta în care încă avem harul să stăm înaintea Lui, să putem să facem o evaluare sinceră, pentru că ceea ce sunt eu, ceea ce suntem fiecare dintre noi, determină ce este Biserica lui Hristos și felul în care Dumnezeu va continua lucrarea Lui în locul acesta, în noi și prin noi. Mă bucur pentru că am reușit să venim, deși faptul că unii sunt plecați, Domnul să-l binecuvinteze pe Tim. Am crezut că va fi în seara asta și l-am rugat pe el să conducă momentele acestea, dar el mi-a spus că pleacă. Domnul să-l binecuvinteze acolo unde îi, Domnul să însoțească familia Prem și familia Chiriac, și Domnul să binecuvinteze și surorile noastre care nu le vedem. Întotdeauna mă bucur să o văd pe sora Magda, nu este cu noi, dar acolo unde este, Domnul Dumnezeu să o binecuvinteze. Am rămas surprins din România, mi s-a spus că sunt persoane care ne urmăresc, poate nu la serviciul acesta, că e prea târziu, dar la serviciul de dimineață ne urmăresc pe site-ul nostru, pe internet. Domnul să-i binecuvinteze și pe ei. Și Domnul Dumnezeu să facă ca în puterea Lui fiecare dintre noi să nu ducem lipsă de această dovadă, de această putere dumnezeiască în noi, în așa fel încât să fim binecuvântați noi, cei dragi ai noștri, și lucrarea lui Dumnezeu, dragii mei, să fie aceea care să propășească și să vedem oameni care nu-L cunosc pe El întorcându-se la El. Știu că ne rugăm și știu că așteptăm întoarcerea celor dragi. Domnul Dumnezeu însă este Cel ce, la vremea hotărâtă, ascultă rugăciunea. Am toată convingerea și de aceea, dragii mei, consider că înaintea lui Dumnezeu e așa de important să continuăm să stăm în genunchi, să ne rugăm unii pentru alții, pentru lucrarea lui Dumnezeu, pentru cei nemântuiți, ca Dumnezeu să facă minunea aceasta a întoarcerii lor la El și o va face. La timpul potrivit, Dumnezeu ascultă rugăciunea. Nu știu dacă am amintit-o și pe sora Lidia, Domnul să o binecuvinteze și pe ea, și Domnul să binecuvinteze și pe sora Roda, Domnul să binecuvinteze toate familiile bisericii, și Domnul să binecuvinteze și pe fratele Vasile, care nu este cu noi în seara asta, și Domnul să binecuvinteze pe toți aceia care se roagă pentru noi. Cred că sunt persoane care se roagă pentru noi, Domnul să binecuvinteze lucrarea în bisericile românești în aria aceasta, să binecuvinteze slujitorii bisericii, Domnul să binecuvinteze și pe fratele Edward. Și Domnul să facă ca în puterea Lui să fim întăriți fiecare dintre noi, să producem aceste caracteristici pentru slava și gloria Lui. Amin. Haideți să ne ridicăm și îndemnați de Duhul lui Dumnezeu, fiecare stăm în rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Mulțumim pentru acest timp de ar și în această seară, mulțumim pentru că
cuvântul tău este deschis înaintea noastră și prin el te putem cunoaște pe tine, putem primi har și pace, așa cum am auzit, așa cum apostolul vorbește și încurajează frații să ceară din partea lui Dumnezeu. Și eu doresc pentru anul în care intrăm, personal doresc să te cunosc mai mult, Doamne, de aceea te rog ori de câte ori deschid cuvântul tău, prin Duhul tău cel Sfânt, să vorbești personal, să-mi atingi locurile ascunse ale inimii care doar eu le cunosc, să mă ajut, Doamne, să mă apropii mai mult de tine și îți mulțumesc că vei face lucrurile acestea. Binecuvintează pe cei care sunt aici, pe cei care nu sunt, binecuvintează biserica în comunitate sfântă, binecuvintează pe cei care slujesc în această biserică, cuvântul sau într-un alt fel. Rugăm fiecare dintre noi, dă-ne conștiința, Doamne, că slujim un Dumnezeu mare și adevărat. Ajută-ne să ne fie teamă, Doamne, ca să facem păcat, Doamne, înaintea Ta. Îți mulțumim că vei fi cu noi, că ne vei binecuvânta. Avem încredere că vei lăsa binecuvântările cerului peste viețile noastre. În numele Domnului Iisus, cerem lucrul acesta și îți mulțumim. Amin. 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 Te slăvim, Părinte Ceresc, că suntem la sfârșitul acestui an cu Tine, aici în casa Ta. Îți mulțumim că pe parcursul acestui an Tu ai fost cu noi, tăria și izbăvitorul nostru. De câte a trecut, Doamne Iisus, într-un an de zile și totuși brațul Tău cel tare ne-a sprijinit. Te laudă sufletul meu, Te preamărește inima mea, căci în Tine stă nădejdea noastră, Doamne. Cred că fiecare familie, fiecare persoană care este acum aici, poate să se laude cu Tine ce mari lucruri ai făcut în anul acesta pentru noi. Îți mulțumim că am mai crescut în cunoașterea față de Tine, că Tu ne-ai dat harul să mai trăim zilele acestui an, ca să ne putem apropia mai mult de Tine. Doamne, sfințește viața noastră întregime, ca să putem păși în noul an bucuroși că suntem curățiți de Tine. Îți mulțumim că lucrezi la mintea noastră. Sfințești gândurile noastre, îți mulțumim că ai milă de gura noastră, că e în controlul Tău și limba noastră, ca să nu mai păcătuim cu ea. Vrem să-Ți aducem laudă și în anul următor, dacă ne ții cu viață, limba noastră să fie dată în întregime Ție, și doar cuvinte folositoare să rostim cu ea și să înălțăm numele oriunde ne aflăm, să învățăm pe alții, Doamne, începând de la pruncii noștri, să spunem tuturor ce mare și minunat Domn și Stăpânitor avem noi. Îți mulțumim că ne-ai păstrat cu sănătate până acum. Îți mulțumim că pentru cei ce au fost bolnavi în anul trecut ai fost tăria și izbăvitorul lor, așa fel că nici un frate, nici o soră nu-i lipsă din trupul Tău. Îți mulțumesc pentru tineretul care te laudă pe Tine. Sfințește viața copiilor Tăi, Doamne, viața fraților și surorilor noastre mai tinere, păzește-i de păcat și ține ancorați în Tine. Îți mulțumesc pentru bătrânii casei Tale, care strigă la Tine rugăciune curmate. Cunosc frați și surori care le curmați, strigăm către Tine, Doamne, ai milă de biserica Emanuel, întărește-ne credință, Doamne, dragoste, inimile noastre, unii pentru alții, un duc de iertare, Doamne Iisuse, ajută-ne să ne îngăduim unii pe alții cu slăbiciunile noastre, dar să ne sprijinim în rugăciune unii pe ceilalți, căci toți avem nevoie de harul și mântuirea Ta. Îți mulțumesc pentru copiii care Te-au lăudat anul acesta. Te rog, Doamne, să mântăm cuvântului Tău, fie că-i prin cântare sau la școala biblică, să prindă rădăcini în Dumnezeu. La vremea potrivită, Doamne, cheamă-i pe nume să fie și ei poporul Tău. Îți mulțumesc pentru surorile bolnave pe care Tu le miluiești în fiecare zi și le ajuți. Îți mulțumesc pentru tinerii care lucrează în partea tehnică, a bisericii, pentru Dan, îți mulțumim, Doamne, păstrezi harul Tău, să dai credință și o inimă cu dragoste pentru lucrarea. Te rog să-L chem și pe Cleo la anul acesta. Te rog să binecuvintești casa lui. Te rog să-i milă de cei ce sunt în călătorie în acest moment.
Să-L milă, Doamne Iisuse, în alu mărșor, dacă ne îngăduie, să fim mai credincioși, amin. Să unim credința, fapta, Doamne, să se vadă cu fapta că suntem copiii Tăi. Să mulțumim pentru toate lucrurile. Îți mulțumim și pentru fratele Eduard, pentru fratele Puiu, te rog să-i păstreze în harul Tău, dragi cu har îndoit când se ridică în fața adunării Tale. Vorbește Tu prin gura, Doamne, și pentru multe alte lucruri Te slăvim, Te lăudăm și ne închinăm Ție și acum și în veci de veci. Amin. Amin. Să vadă în fiecare dintre noi, numele Fiului Tău,
ai grijă și milă, Doamne, de cei care au nevoie de tine, de cei care nu te-au primit încă, Doamne, să răspunzi întrebărilor, Doamne, și problemelor, Doamne, răspunde, Doamne, că te chemăm și rămâi împreună cu noi, Doamne, spre gloria și lauda numele Tău. Amin. 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 Glorificăm numele Tău, Doamne, pentru un an binecuvântat, mulțumim, milă, un an de care a grijă de noi. Mulțumim. Și te rugăm, Doamne, pentru anul care ne stă în față, să fii cu noi, Doamne. Te rugăm. În lucrarea Ta, dar și eu, Doamne. Și dacă cumva cel rău caută să zădărnicească lucrarea Ta, Doamne, te rugăm ca Tu să ai milă, Doamne, și să-i strigi blană. Întărește-ne, Doamne, pe fiecare pe cale, binecuvântează-ne pe noi și casele noastre. Ajută-ne să stăm lângă Tine. Și un lucru, Doamne, care Tu cer din toată inima pentru anul care ne stă în față, Doamne, fiecăruia, dă-ne înțelepciune. Amin. Dă-ne înțelepciune ca să cunoaștem voia Ta. Dă-ne înțelepciune ca să Te urmăm pe Tine. Dă-ne înțelepciune în toate lucrurile ca să fim un exemplu și niște oameni în care oamenii din jurul nostru să Te vadă pe Tine. Amin. Să Te urmeze pe Tine. Și astfel numărul copiilor Tăi să crească. Amin. Și venirea Ta să fie cât mai aproape. Amin. 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 Doamne, îți mulțumesc și eu că ești deasupra Duhului. Îți mulțumesc că viața noastră este în mâna Ta. Și rolul nostru este în mâna Ta. Și atunci când noi numărăm și împărțim și cugetăm, la zilele care trec, Tu ești acela care Ti și ne promiți că în fiecare zi, în fiecare dimineață, Tu faci toate lucrurile să fie în noi. Glorificat să fie. Îți mulțumesc, Doamne, și am speranța aceasta a noului pe care Tu îl pui în inima și în mintea noastră în fiecare te rugăm. A faptului că fie că trecem la un alt an sau nu, că în fiecare dimineață, Doamne, Tu ne ceri să cultivăm credința, să cultivăm fapta, răbdarea, înțelegerea, iubirea. Te rog, Doamne, să mă ierți pe mine că eșuez de atâtea ori. Te rugăm să mă ierți. Încă o dată și încă o dată mă aveți de această speranță pe care Tu o pui, că lucrurile pot fi înnoite, credința poate fi dăruită, că viitorul este în mâinile Ta, al copiilor noștri, al bisericii noastre. Doamne, îți mulțumim că ne crești fiecare zi mai mult. Amin. Amin. Să ocupăm locul și continuăm să lăudăm pe Domnul prin cântare. După cântarea de obște, sora Gata va avea o poezie, apoi Cristina un solo, apoi fratele Bogdan, care, nu știu, mi-e greu să spun oaspeți, sunt de-ai casei, nu-i așa? La fel și fratele Isaia va avea un îndemn și o cântare împreună cu sora Lidia. Domnul să-i binecuvinteze! Amin. Vreau să cântăm două strofe din cântarea Noi ne-am vizuit pe Domnul.
să vă dea zile senine și prin harul lui să facă anul nou un an de bine. Fericirea și îndurarea zilnic să vă însoțească și planurile voastre bune Dumnezeu să le împlinească. Să vă fie anul acesta plin de bucurii și pace, în mantaua mântuirii lui pe toți Domnul să vă îmbrace. El cel sfânt și atotputernic să toarne a lui iubire cu o măsură îndolită de belșug și fericire. Nici un gând de neiertare să nu vă umbrească fața. Soarele neprihănirii voastre să vă lumineze viața. El să facă anul acesta casă plină de belșug și de sfătare, să aveți pâine toți pe masă și în suflet o cântare. Amin. Când în mlaștina și în groapa nenorocirii veți ajunge, Dumnezeu atotputernic să vină și deznădejdea să vă lunge. Să nu pierdeți nici o dată candela de la picioare, și Biblia să vă fie întotdeauna călăuza pe cărare. Doar Hristos, Mântuitorul, să fie marea bucurie. Știi, stânca, temelia voastră, El să fie pe vecie. Iar dacă în tristări veți simți că vă apasă, frații mei, să nu uitați, Dumnezeu din mâna Lui niciodată nu ne lasă. Amen. Amin.
Slăviți să fie Domnul. Amin. Fraților, viața e serios. Scurtă, scumpă și trece repede. În ultima vreme, eu vreau să simt în mine milă de mine, dar în ultima vreme am început să-mi lucrez în stomacul un pic diferit. Mulțumesc, Domnule! M-am gândit la ocazia asta care o avem acum, să ne imaginăm doi stâlpi pe care e legată o funie de amândoi legată, conectat cu ei, sau o sârmă, și pe care eu și dumneata, fiecare pe rând, va trebui să trecem pe ea, să mergem pe ea. N-are importanță cât e de sus. Poate să fie numai atâta, sau 2 feet, 2 feet, 3 feet, hai. Trebuie să parcurgem de la un capăt la alt. Nu-i simplu. Nu ne frică, în caz că o să cădem, suntem aproape de pământ. Și totuși avem emoții. Drumul de la un punct la celălalt nu e ușor. Cu cât ne depărtăm de un punct și ne apropiem de celălalt, furia noastră, ce se întâmplă cu ea sau sârma care e pus acolo, ce se întâmplă cu ea? Se întinde, se lasă în jos. Viața chiar cu Dumnezeu nu e ușoară. Mergem în jos. Întrecerea greutății. Dar să avem nădejde. Avem nădejde cu Iol. Vom birui și ajunge. Câteva dureri pe care le vedem în jurul nostru. Una este când Dumnezeu spune lui Adam și lui Eva: lucrați, puteți mânca din toți pomii, numai din ăsta să nu mâncați. N-au putut, n-au rezistat. Vreau să merg la un alt punct. În Deuteronom, Dumnezeu spune: iau cerul și pământul mortul și spune înainte binele și răul. Alege binele ca să trăiești, nu numai tu. Și urmașii tăi. N-am vrut. Oamenii din vremea aceea n-au vrut. Mai târziu, cuvântul Domnului le spune la acești oameni religioși: nu sunt mulțumit, cuvintele mele, nu sunt mulțumit că voi sunteți tăiați împrejur, în trup. Vă vreau tăiați împrejur, cu inima. Probabil că mulți în vremea aceea n-au priceput cum să mă tai împrejur cu inima. A fost un împărat la Israel. A ajuns împărat când a avut 8 ani. Cine are 8 ani aici? 8 ani. How old? Who's 8 years old? Niciun. That's okay. Înseamnă că nu sunteți bun de puși împărați. La 8 ani a ajuns împărat, Iosaia. Și-a făcut bine înaintea lui Dumnezeu. N-a călcat în urmele tatălui său. A făcut bine înaintea Domnului. Pentru 8 ani. Dar când a avut 16 ani, a ajuns să fie tăiat împrejur cu el. Și-a pus gândul ca să-L urmeze pe Dumnezeu. Dar și până acum a făcut bine. Ar fi mai multe lucruri, dar ne ducem la Efeseni, capitolul 6, care e bine cunoscut, mai ales de copii și cu atât mai mult de părinți. Copii, ascultați în Domnul de părinții voștri. Ce este drept? Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta,
Și aceasta este cea din timp porungă, însoțită de o făcăminte, ca să trăiești bine multă vreme pe pământ. E frumos. E tare greu. Avem tot două drumuri în față puse. Adam și Eva, nu mâncați, mâncați din tot, dar nu mâncați. Vă pun două, viața și moartea înainte, alegeți viața ca să trăiți. Eclesiastul 11:9 zice, bucură-te, tinere, în tinerețea ta și fii cu inima, de acolo, așa, veselă, cât ești tânăr, umple pe căile alese de inima ta și plăcute ochilor tăi, dar să știi că pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecată. Și ignorăm versetul 10. Ne oprim la asta, că ăsta ne învață la școala biblică. Alungă din viața ta. Să pui 10. Gonește orice necaz din inima ta. Dragi părinți, copiii noștri au necazuri. Nu le place, nu le convine, cum nici nouă nu le-au convenit, atâta supunere și atâta ascultare. Gonește orice necaz din inima ta și depărtează răul din trupul tău, căci tinerețea și zorile sunt, vieții sunt trecătoare. Dacă ne ducem la Apocalipsă, capitolul, știu eu, 22, acolo ne spune o înșiruire de lucruri în versetul 11. Cine e drept? Să fie nedrept și mai departe. Cine este întinat? Să se întineze și mai departe. Cine este fără prihană? Să trăiască și mai departe fără prihană. Cine este sfânt? Să se sfințească și mai departe. Oare? Vedem tot două drumuri să alegem întotdeauna două lucruri. Oare Dumnezeu așa e de nepăsător față de noi să ne lasă să alegem întotdeauna întunericul? Ioan 3, 18, 19, 20, așa mai departe. Noi am ales întunericul pentru că faptele noastre sunt rele și ne-au convenit mai mult întunericul. Și acum versetele ultimele pe care vreau să le citesc, versetul 16 și 17. Fratele Cosmin a amintit, o citit din 2 Petru, capitolul 3 și la versetul 9 este subliniat acolo îndelunga răbdarea lui Dumnezeu. Îndelunga răbdarea lui Dumnezeu de la Adam și Eva și până în zilele noastre și până dincolo de noi, că îndelunga lui răbdare așteaptă ca noi să alegem adevărul lui Dumnezeu, să alegem viața. Și aici spune, eu, Iisus, am trimis pe îngerul meu să vă adevărească aceste lucruri pentru biserici. Eu sunt rădăcina și sămânța lui David, luceafărul strălucitor de dimineață. Și Duhul și mireasa spun, vino. E, dacă aici spune că Duhul și mireasa zice, vino, ne vedem îndelunga răbdarea lui Dumnezeu, ultimul îndemn, vino! Vino! Nu mai aștepta, nu mai întârzia, vino, vreme pe sfârșite! Și cine aude? Să zică vino. Aici iar o vedem. Cine aude? Cine aude? N-aud. Nu facă n-aud. Nu vreau să aud. Să zică vino. Și celui ce este sete, să vină. Să vină. Suntem într-o vreme în care nu ne mai este. Când lucram, beam a 40 de minute
lucru nu cât. O jumătate de sticlă de aia de apă. Acum însă acasă, uit să te iau. Fraților, să nu ignorăm hroana și setea duhovnicească. Să avem durere pentru cei care sunt nepăsători sau indiferenți sau neglijează hrana, alimentația de care avem nevoie ca să putem trăi și cultura, apa pe care ne dă cuvântul Domnului. Celui ce este sete să vină. Cine vrea să ia apa vieții fără plată? Am zis că numai ăla zic, dar Ioan, capitolul a treia Ioan, probabil am mai citit vreodată lucrul ăsta, ura, versetul 2. Versetul 2. O urare. Preaiubitule, doresc ca toate lucrurile tale să-ți meargă bine și sănătatea ta să sporească tot așa cum sporește sufletul tău. Dacă chiar suntem cu ochii deschiși și putem să vedem ce înseamnă urarea asta, n-am mai fi pelusător. Și sănătatea ta să sporească tot așa cum sporește și sufletul tău. Noi avem o cântare scurtă. Nu știu dacă dumneavoastră o știți, dacă nu o știți, nu e foarte de mare, e ușor de învățat. Ca capul de una, frate. Thank you.
Câteva anunțuri pentru Biserica Domnului. Nu vine să cred că primul servici va fi la anul. Cu ajutorul Domnului ne vom întâlni pe 7 ianuarie, cu ocazia aceasta fiind prima duminică din an și din lună, vom avea sărbătoarea mesei Domnului. Primul serviciu de miercuri va fi pe 10 ianuarie, cum am anunțat azi dimineață, la ora 6. Serviciile de duminică sunt la ora 10 dimineața și după masa la ora 5. Acum ne pregătim inimile să ascultăm cuvântul Domnului. În timpul acesta vom cânta o cântare și vom aduna darurile de bunăvoie. Ne ridicăm în picioare. Are cineva o cântare care dorește să o cântăm în seara aceasta? Care să o știm toți? Sau ce mai mulți? Numele de la mine, Iisus. Să deschideți cuvântul Domnului la Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 9, textul de azi dimineață, capitolul 9 de la versetul 1 la 24, Faptele Apostolilor, capitolul 9, versetele 1 la 24, inclusiv pagina în Biblia Cornelescu 1066, Faptele Apostolilor, capitolul 9, 1 la 24. Dar Saul sufla încă amenințarea și uciderea împotriva ucenicilor Domnului. S-a dus la marele preot și a cerut scrisori către sinagogile din Damasc, ca dacă va găsi pe unii umblând pe cale credinței, atât bărbați cât și femei, să-i aducă legați la Ierusalim. Petru, când s-a apropiat de Damasc, deodată a strălucit o lumină din cer în jurul lui. El a căzut la pământ și a auzit un glas care îi zicea: Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Cine ești tu, Doamne? A răspuns el și Domnul a zis: Eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Ți-ar fi greu să arunci înapoi cu piciorul într-un țepuș. Tremurând și plin de frică, el a zis: Doamne, ce vrei să fac? Scoală-te, a zis Domnul, intră în cetate și ți se va spune ce trebuie să faci. Oamenii care îl însoțeau au rămas încremeniți, auzeau în adevăr glasul, dar nu vedeau pe nimeni. Saul s-a sculat de la pământ și măcar că ochii îi erau deschiși, nu vedea nimic, l-au luat de mâini și l-au dus în Damasc.
Trei zile n-a văzut și n-a mâncat, nici n-a băut nimic. În Damasc era un ucenic numit Anania. Domnul i-a zis într-o vădenie, Anania, iată-mă, Doamne, a răspuns el. Și Domnul i-a zis, scoală-te, du-te pe ulița care se cheamă Dreaptă și caută în casa lui Iuda pe unul zis Saul, un om din Tars, căci iată, el se roagă. Și a văzut în vedenie pe un om numit Anania, intrând la el și punându-și mâinile peste el ca să-și capete iarăși vederea. Domne, a răspuns Anania, am auzit de la mulți despre toate relele pe care le-a făcut omul acesta sfinților tăi în Ierusalim. Ba, și aici are puteri din partea preoților celor mai de seamă ca să lege pe toți care cheamă numele tău. Dar Domnul i-a zis, du-te, căci el este un vas pe care l-am ales ca să ducă numele meu înaintea neamurilor, înaintea împăraților și înaintea fiilor lui Israel și îi voi arăta tot ce trebuie să sufere pentru numele meu. Anania a plecat și după ce a intrat în casă a pus mâna peste Saul și a zis, frate Saule, Domnul Iisus care ți s-a arătat pe drumul pe care veneai, m-a trimis ca să capeți vederea și să te umple de Duhul Sfânt. Chiar în clipa aceea au căzut de pe ochii lui un fel de soz și el și-a căpătat iarăși vederea. Apoi s-a sculat și a fost botezat. După ce a mâncat a prins iarăși putere. Saul a rămas câteva zile cu ucenicii care erau în Damasc și îndată a început să propovăduiască în sinagogi că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Toți cei ce-l ascultau rămâneau uimiți și ziceau, nu este el acela care făcea prăpăd în Ierusalim printre cei ce chemau numele acesta? Și n-a venit el aici ca să-i ducă legați înaintea preoților celor mai de seamă? Totuși Saul se întărea din ce în ce mai mult și făcea de rușine pe iudeii care locuiau în Damasc, dovedind că Iisus este Hristosul. După câtva timp, iudeii s-au sfătuit să-l omoare și uneltirea lor a ajuns la cunoștința lui Saul. Porțile erau păzite zi și noapte ca să-l omoare. Amin. Ocupați locurile. Am o veste bună, dragi frați și surori. Ceasul nu lucră. Ceasul nu lucră și mi-am adus aminte că mă uitam la ceas de o vorbă a unuia care zicea voi predica 10 minute, dar nu promit că fiecare minută va avea 60 de secunde. La fel și eu urma să spun, dar nu voi spune astfel, altfel îmi veți vrea scalpul. Dimineața am început predica aceasta pe care am intitulată Ce o face pe o biserică valoroasă? Ce o face pe o biserică să fie valoroasă? Pentru că am început cu acea afirmație unui păstor că un păstor adevărat se vede după cantitatea de membri pe care îi păstorește. Și aici este o aroganță a celui care spune și o umilință a celui care o aude, că nu are atâția membri. Și automat, oamenii care aud afirmația aceasta din gura unui păstor cu mulți membri vor pleca la biserica cu mulți membri, din cauza că cred că acolo este mai calitativă predicarea, cântarea și celelalte grupurile de închinare și restul. Iar la cei care sunt cu puțini membri, e atât de rău, e atât de pierdută esența, încât nu are rost nici să te duci acolo. Unii ajung să spună că nici Dumnezeu nu este prezent în biserica, ceea ce să mai căutăm acolo. Este greu. Însă Iisus Hristos privește nu la cantitatea bisericii, ci privește cum El se vede în biserică. Și ne-am uitat la cele 7 scrisori, unii, am ajuns acasă și Valentina m-a întrebat, ai citit textul din Fapte 9 despre Pavel și ai predicat despre Apocalipsă. Și am spus că astăzi vom încerca să facem doar introducerea și cu altă ocazie vom intra în cele 3 puncte ale predicii care intitulată Ce o face pe o biserică valoroasă. Am citit textul acesta și ce face o biserică să fie valoroasă nu în ochii oamenilor care se adună în acea biserică, ci valoroasă în ochii lui Dumnezeu, este ceea ce am văzut în acest pasaj. Vreți, sunt unii oameni care sunt de părerea că pentru a pleca în evangelizare pe câmpul de misiune, ei trebuie să știe cel puțin, Dane, ce ai făcut?
Am o să fiu la ceas. Bine. Sunt unii oameni care cred că pentru a pleca pe câmpul de misiune în evangelizare, trebuie să știi toate textele biblice și cel puțin câteva interpretări la el. Practic să fii un cărturar sau farisei al vremurilor noastre, să știi toate. Și după ce le știi pe toate, poți să pleci în evangelizare. Pentru că atunci când te vei întâlni cu o întrebare, vei putea să răspunzi ușor, simplu. Este absolut fals acest lucru. Și unii din cauza aceasta nu mai pleacă în misiune, din cauza că nu au timp pentru citire, pentru citirea Scripturii, pentru studierea ei și pentru a afla măcar o, cel puțin o interpretare a unui verset. Și din cauza că nu au timp pentru a face aceste lucruri, mai bine nu pleacă în misiune. Falsul este că nu e nevoie, nu e o cerință în Scriptură să știi toate Scripturile și apoi să pleci în misiune. Este lucrarea Duhului Sfânt. El convinge omul de păcat. Însă unii vor spune, e bine, dar aici este o altă parte a monedei. Dacă Duhul Sfânt convinge omul de păcat, de ce are nevoie de mine? Dacă El tot îi convinge pe oameni că omul este păcătos, la fel Iisus Hristos spune în Ioan 16:8, El va convinge în ce privește păcatul și păcatul va convinge din cauza că lumea nu poate să creadă în mine. De ce Dumnezeu dar cere ca și eu să fiu împreună cu El co-lucrător? Vreți? Răspunsul la această întrebare l-am găsit la A.W. Tozer și vor citi în limba engleză, apoi și în limba română. El spune astfel, "The Holy Spirit never enters a man and then lets him live like the world. You can be sure of this." În limba română sună, Duhul Sfânt niciodată nu intră în om și îl lasă să trăiască la fel ca lumea. Fii sigur de acest lucru. Odată ce ai Duhul Sfânt în tine, automat trebuie să ai și un dar și cu acel dar să folosești într-o zidire a bisericii, într-o întărire a bisericii și ca alți oameni să vină în biserică. Și aici este un om pe nume Anania, un om perfect din orașul Damasc, om cu Duhul Sfânt și, fel cum am spus, om înzestrat cu unul din darurile Duhului Sfânt, darul vedeniilor. Dumnezeu îl cheamă într-o lucrare, o misiune și spune Anania, știu că știi pe alții mulți, mult mai buni decât tine, cu alte multe daruri, dar eu te vreau pe tine pentru o misiune specială. Vreau să te duci la un om pe nume Saul, se află în casa lui Iuda, pe drumul dreptei, i-a dat toate datele, adresa, GPS și a pus, doar du-te, Anania, du-te, omul te așteaptă. Anania ar fi spus, Doamne, dar nu eu l-am adus în Damasc, nu eu mă duc să-l întâlnesc. Dar exact aici este rezolvarea problemei. Ce o face pe o biserică să fie valoroasă în ochii lui Dumnezeu este atunci când omul conlucrează împreună cu Tatăl, Fiul și cu Duhul Sfânt. Atunci Iisus Hristos privește o biserică valoroasă din cauza că este gata să împlinească orice îi spune Dumnezeu, dacă este El autoritate. Și dacă este Domnul Iisus autoritate, va asculta. Al doilea lucru pe care bisericile majoritatea nu le au și este un fenomen care este, ați auzit de Cartea Roșie? Cartea Roșie. Cartea Roșie e o carte în care sunt introduse plante, animale care sunt pe cale de dispariție. În România, sunt sigur că este în Moldova, știu de ea, Cartea Roșie este o carte în care plante care existau cu 5 ani urmă, nu mai există. Cuvinte care existau, nu mai există. Animale care existau, dar nu mai există. Sunt în Cartea Roșie. Acest lucru care ar putea face o biserică valoroasă în ochii lui Iisus Hristos a devenit scris în Cartea Roșie, adică pe cale de dispariție. Care este acest lucru? Nu vi-l spun, vreau să trageți singur o concluzie, dar am să dau câteva hinturi. Tind să cred că Pavel, văzând acest lucru în Damasc, pentru că el a venit pentru prima oară în Damasc, acolo s-a întâlnit cu Domnul nostru Iisus Hristos, Anania s-a rugat pentru el, i-a acuzut solții și a petrecut acolo timp cu cineva, 3 ani.
Câteva zile, spune textul. Și tind să cred că Pavel a luat exact din Damasc acest fenomen și l-a spus copilului său în Domnul pe nume Timotei. Ce anume? În 2 Timotei 2, 1 la 3, găsim exact același acest text. Tu, dar, copilul meu, întărește-te în harul care este în Hristos Iisus. Și ce ai auzit de la mine în fața multor marturi, încredințează la oameni de încredere, care să fie în stare să învețe și pe alții. Suferă împreună cu mine, ca un bun ostaș al lui Iisus Hristos. Despre ce este vorba? Despre ce este vorba? Este vorba despre ucenicizare. Și acest lucru ar putea pune valoare în ochii lui Iisus Hristos la o biserică. Ucenicizare. Dar este un fenomen scris în Cartea Roșie, pe care de dispariție, cu părere de rău, în unele biserici. Vedeți, ucenicizarea nu este o opțiune. Noi credem și am fi vrut să credem că este o opțiune. Însă, ea este un imperativ. Trei imperative sunt în acest text. În 2 Timotei 2, 1 la 3 și cine dorește poate să și le însemne. Trei imperative sunt în acest text scurt. Întărește-te, încredințează și suferă. În originalele sunt la imperativ. În română poate nu le putem vedea aceste imperative, dar în greacă ele sunt la imperativ. Întărește-te, încredințează și suferă. Vedeți? Pavel nu le pune întâmplător, nu le pune la întâmplare, nu sunt, l-a scăpat cuvintele din gură și l-a spus în scrisoarea către Timotei. Vedeți? Când te-ai întărit pe tine însuți, nu poți să ții totul pentru tine, nu poți să fii un egoist. După ce te-ai întărit pe tine, automat, ceea ce te-a întărit în credință și la altcineva. Acum, din cauza că te-ai întărit tu și ai dat la altcineva și alții din afară văd și nu le place schimbarea pe care este între tine și el, ai de suferit și el și tu. De aceea, inclusiv suferința este pusă de către Pavel la imperativ. Întărește-te, încredințează și împreună veți avea de suferit, dar este un imperativ. Nu e o opțiune. De-aia e pe cale de dispariție și unele biserici. A și dispărut din cauza că nu mai simțim nu mai credem că este necesară. A scăpat. Cuvântul cheie din textul pe care l-am citit și dacă veți citi acasă tot capitolul 9, veți observa, de 6 ori se repetă acest cuvânt. Este practic cuvântul cheie a capitolului 9. Este cuvântul ucenici. Ei nu se cheamă membrii din Damasc, ei nu se cheamă membrii bisericii din Damasc sau alte lucruri. Începând din primul verset, dar Saul sufla încă amenințarea și uciderea împotriva cui? Ucenicilor Domnului. Ei au primit cuvântul, ei s-au întărit în cuvânt, ei au transmis altora și acum venea Pavel și Pavel avea cu el suferința. Dar citim mai departe. Saul a rămas câteva zile cu cine? Cu ucenicii care erau în Damasc. Acum Pavel ia locul ucenicilor. Și credeți că Pavel s-a simțit bine? Pavel la fel, a fost ucenicizat. Și după toate paralelele pe care le scrie mai apoi lui Timotei că atunci când transmiți cuvântul, urmează să sufere, Pavel știa despre acest lucru și următorul pas era suferința. Și ascultați ce spune. Totuși s-au osentărat din ce în ce mai mult și făcea de rușine pe iudeii care locuiau în Damasc, dovedind că Iisus este Hristosul. Cuiva nu-i plăcea ceea ce făcea Pavel. După ce a fost ucenicizat, venea suferința. După câtva timp, iudeii s-au sfătuit să-l omoare. Și înălțirea lor a ajuns la cunoștința lui Saul.
Care a fost rezultatul ucenicizării lui Pavel, a lui Saul? Pentru că noi spunem, păi noi îl vom învăța, îl vom uceniciza. Și mai apoi, dar dacă îl învăț ceva ce nu este corect, dar dacă îi spun o doctrină care nu este biblică, și unii se tem de acest lucru. Nu știu cum să ucenicizeze. Nu știu care poate fi rezultatul ucenicizării unui om. De ce i s-a stopat? Însă Saul, rezultatul ucenicizării lui Saul de către ucenicii la rândul lor din Damasc a fost unul uimitor. Făcea de rușine pe iudeii care locuiau în Damasc. Dragi frați și surori, acesta era tot iudeu. Câteva zile se afla în Damasc. Câteva zile. El a venit iudeu înfocat. A venit să ia în Ierusalim pe unica a de Anania. Și câteva zile trece și Saul face de rușine pe iudei. Adică pe cei care cândva Saul credea în cei ce cred și iudei. Acum el îi face de rușine. Puterea ucenicizării este uimitoare. Noi am redus puterea. Și când i-am redus puterea, valoarea unei biserici în ochii lui Iisus Hristos la fel se reduce. Am scăzut aceste lucruri care au un rezultat puternic. Ucenicizarea face ca biserica să aibă valoare în ochii Domnului. Și am încercat să aleg un cuvânt și îl forțează și îl îndeamnă pe Dumnezeu să acționeze, uneori supranatural, în interiorul bisericii, ca cei care au încredințat Evanghelia la oameni de încredere să fie întăriți când vor trece prin suferință. Aceasta are valoare și are greutate în ochii lui Dumnezeu. Al treilea lucru pe care biserica și mai ales în Statele Unite nu le simte și tind să cred că pierde valoarea. Vedeți din textul pe care l-am citit, acești oameni au fost și prigoniți. Încă unul din punctele care face valoare a unei biserici în ochii lui Iisus Hristos este prigoana. Prigoana este semnul valorii unei biserici. Acum, musulmanii se bucură de acest lucru, ei sunt prigoniți și astfel îi spun, vedeți, înseamnă că religia noastră este bună. La fel și martorul lui Iehova îi spun, păi vedeți, noi suntem prigoniți în Rusia, în toată Europa, suntem prigoniți din cauza învățăturii noastre care este atât de sinceră, adevărată. Și ei sunt prigoniți. E adevărată învățătura aia? Din potrivă, este atât de falsă încât nu sunt prigoniți de către atei, nu sunt prigoniți de către musulmani, sunt prigoniți sau sunt confruntați de către cei care cred în adevăratul Iisus Hristos. Nu veți vedea și nu veți găsi niciodată o dezbatere într-un ateu sau într-un musulman și într-un unul care crede sau face parte din cultul iehoviștilor. Ei nu vin astfel de lucruri. Sunt atât de slabe argumentele lor încât pică atunci când este pus în fața unui ateu sau în fața unui musulman. Înainte ca Pavel să-i spună lui Timotei despre o ucenicizare, în biserica din Efes era o problemă mare în privința cuvântului. Și haideți să-l citim în 1 Timotei, pentru că într-adevăr era o problemă și vom observa un lucru. 1 Timotei 3 la 5. După cum te-am rugat la plecarea mea în Macedonia să rămâi în Efes ca să poruncești unora să nu învețe pe alții altă învățătură și să nu se țină de basme și de înșirări, de neamuri fără sfârșit, care dau naștere mai mult la certuri de vorbe decât fac să înainteze lucrul lui Dumnezeu prin credință. Așa fac și acum. Ținta poruncii este dragostea care vine dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun și dintr-o credință neprefăcută. Amin. Ce se predica în biserica din Efes? Ce se predica? Basme.
înșirări de neamuri, legende. Acum vreau să vă gândiți un pic. Aceste basme și înșirări de neamuri în final aduceau ceartă. Că era un înțelegere, că Dumnezeu meu e mai bun. Că legenda cu tare nu a fost așa cum zici tu. Nu avea un sens. Nu avea o singură idee, un singur gând. De-aia totdeauna se certau. Acum, când comportamentul bisericii nu este cu nimic diferit decât cel de la târgul de animale, unde fiecare își face publicitate produsului său, unde mai apoi ajunge la bătaie și certuri, spune-mi sincer, mai poate într-o astfel de biserică să fie prigoană? Mai poate fi o astfel de biserică lumină? Unde fiecare crede că Dumnezeu lui e mai bun decât Dumnezeu vecinului. Stau amândoi pe bancă și se ceartă din cauza că au Dumnezeu diferiți și a cui mai puternic. Ca la piață. O astfel de biserică poate fi prigonită? Nu. Dușmanii s-ar ruga pentru astfel de biserici. Unde cât mai multă ceartă. Cât mai multă înțelegere. Prigoana nu vine din cauza lucrurilor false. Prigoana vine atunci când lucrul este adevărat și cuiva nu-i place acest lucru. Când acest adevăr schimbă societăți și cuiva nu-i place. Când acest lucru schimbă inimi și cuiva nu-i place. Acest lucru încearcă să fie stins de cei din afară. Prin prigoană. Și biserica din Damasc era exact una din bisericile acestea. Mă întreb, ce are Damascul cu Ierusalimul? Damascul este capitala Siriei și Ierusalimul este Damasc. Este capitala Israelului. Ce cată unul din Ierusalim în Damasc să ia și nu oricum ce legați pe ucenicii Domnului nostru Iisus Hristos? Vreți, evreii sunt foarte înțelepți. Prin luarea evreilor din Damasc în Ierusalim, mai ales legați, evreii aveau un scop, ca atunci când vor merge pe ulițele Damascului și din Damasc până la Ierusalim, legați, înlănțuiți și să le se pune și o tăbliță pe gât să mai scrie ucenicii lui Iisus, un învățător neadevărat, ce-ar gândi cei care ar fi văzut imaginea aceasta? Dacă dumneavoastră ați fi văzut astfel de imagine, ce ați crede despre cei care vor merge legați la mâini? Păi dacă ăsta este Dumnezeul lor, s-a zis, adio. Păi ce, Dumnezeul lor nu-i păzește? Stau legați săracii, merg din Damasc în Ierusalim, cineva își bate joc de unde-i Dumnezeul lor? Evreii aveau un scop să oprească învățătura aceasta, să oprească ucenicizarea aceasta prin prigoană. Adevărul era prea puternic ca să fie oprit de sine însuși. Gamaliel a spus, lasă, dacă va fi de la Domnul, va merge. Dar dacă nu-i de la Domnul, se va opri. Era de la Domnul. Prigoana este semnul valorii unei biserici. Altfel, de ce ar fi prigonită dacă nu prezintă niciun pericol? Vedeți, și prigoana este una din valorile pe care Domnul nostru Iisus Hristos ar fi vrut să le vadă în biserică, dar din cauza că nu este, mă întreb, ori adevărul nu mai e adevăr? Sau nu mai răspândim cu atâta dorință și foc Evanghelia ca ucenicii din Damasc? Dumnezeu nu privește la instrumentele noastre muzicale la care cântăm. Dumnezeu nu privește la tehnica noastră audio, video. Dumnezeu nu privește la fel la clădirea noastră, cât de frumoasă e sau mică e. Dumnezeu privește cine stă în spatele celor care stă la instrumentele muzicale. Privește la inima și intenția celor care stau în spatele acelor audio, video. Privește la inima și la mintea celor care sunt
în clădirea bisericii. Asta e ceea ce vrea El. Asta prezintă valoare. Și pentru aceasta, când lucrurile nu vor merge bine, când lucrurile nu vor merge cum El a intenționat, și ce face El? Ca celor 7 biserici, le scrie câte o scrisoare. Și într-una îi descrie cum se vede El în Biserica Emanuel, cum se vede în biserica cu tare, îi laudă, le promite, îi mustră. V-ați pierdut valoarea și mustră. Și cine știe, poate Dumnezeu are să mustre în anumite lucruri Biserica Emanuel. Am lăsat mâinile jos în anumite lucruri și urmează să primim mustrarea. Și la fel Dumnezeu va încheia cu o promisiune minunată, unde fiecăruia vrea să dea câte o manta, să mănânce din mana cea ascunsă și să dea câte o piatră albă și pe acea piatră scris numele pe care numai cel care o primește o știe. Biserica din Damasc prezenta un pericol pentru preoții cei mai de seamă care se aflau în Ierusalim. Vedeți, teama lor avea un temei. Ierusalim, Damasc, teama preoților avea un evrei. De ce? Pentru că evreii care cândva veneau la templu și dădeau dări, dădeau bani, din cauza că s-au transformat felul de a gândi inima și au văzut că templul s-a transformat într-un idol, nu mai veneau evreii la templu. Banul nu venea la templu. Oamenii erau transformați. Prezentau un pericol pentru preoți. Banii nu mai ajungeau, de ce îi trebuia o armă secretă ca să oprească acest curs. Și a trimis arma secretă numită Saul. Însă în proces, Saul a devenit arma secretă a lui Dumnezeu. Vedeți, ce face o biserică să fie valoroasă în ochii lui Dumnezeu? Primul lucru, oameni care sunt dispuși să conlucreze împreună cu Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, oameni care se întăresc pe ei și apoi încredințează la alții, și oameni care suferă prigoana din cauza Evangheliei lui Dumnezeu. Și la acest sfârșit de an, rugăciunea mea sinceră este ca Dumnezeu să mă ajute să le pun pe toate trei în aplicare. Amin. În biserica Lui. Amin. Și dacă vrei să mergi cu mine în acest an 2018, să împlinim aceste trei, pentru că de unul singur este greu. Este greu. Dacă vrei să-mi faci tu ucenici și apoi să știi că vei suferi și totuși dorești să ai dorința să iei această decizie, Domnul să te binecuvinteze, dar să știi că va fi greu. Aș vrea să ne ridicăm pe picioare. Vreți, fratele Pui a citit la ora de rugăciune că din 1 Petru din 2 Petru 1 și dacă veți citi acasă veți observa că de la 1 la de la 2 la 4 Dumnezeu Petru vorbește prin Dumnezeu vorbește prin Petru despre faptul că aceste lucruri de la 2 la 4 este lucrarea Lui. Dumnezeu doar o poate face. Dar când Dumnezeu ne-a chemat la El, El ne-a lăsat și nouă ceva. Și de la versetul 5 la 10 este ceva ce tu și eu sunt responsabil. Și mă înfior de versetul care spune, de aceea, fraților, 11, în adevăr, în chipul acesta vi se va da din belșug intrare unde? În împărăția lui Dumnezeu. Haideți să punem și aceste lucruri în aplicare în anul 2018. Și aș vrea să invit aici în față pe fratele Timotei. Frate Timotei. Și pe sora Lidia. Sora Lidia. Să veniți aici în față. Aș vrea să încheiem acest an
dar să-L închem în rugăciune. Au mai rămas câteva ore. Vrem în rugăciune să-L întâmpinăm și atunci când veți fi împreună cu prietenii și cu familia, întâmpinați acesta în pe genunchi. Încercați să faceți promisiunea anul acesta. Luați o decizie. Dumnezeu vine în curând și decizia pe care o vom lua, Dumnezeu ne va aduce aminte într-o zi care va fi scumpă înaintea Lui. Și mă rog ca Domnul să te ajute la acest lucru. Aș vrea întâi sora Lidia, apoi fratele Timotei și fratele Pui Evanghelia, cu rugăciune. Dumnezeu de Tată, în numele Domnului Iisus, să ne înainte că la sfârșitul acestui an, Doamne, Doamne, să ne iubesc, ce trebuie să mă iert, că mă putem de rechim spune ce trebuie. Tu știi că dorința mea nu e alta decât să-ți fie făcută ție. Amin. Așa cum tu ai spus, cine nu se ne iască mai departe, cine spune să sfințească, nu mai doresc să fiu așa cum tu, tu vrei, Doamne, să fiu un copil al tău de care să te bucur. Și îți mulțumesc că în multe situații am simțit mâna ta asupra mea. Slăviți! Și am văzut în jurul meu dragostea ta, Doamne, pentru alții. Doamne, Tată, ajută-mă că să pun pe aproapele meu înainte de mine. Să nu văd slăbiciunile mele, să nu văd defectele mele, Doamne, să privesc la Tine și să Te rog pe Tine să mă călăuzești mai departe. Și în familie și cu soțul meu, Doamne, să pot să fiu înțelegătoare, răbdătoare, iubitoare, așa cum trebuie. Și îți mulțumesc că Tine ai luat un soț care mă iubește. Mulțumesc că ai fost cu noi și îmi vedează. Îți mulțumesc pentru multele teste prin care mi-ai trecut. Slăbiți să fie la și-a văzut mâna ta. Mulțumesc de dragostea ta, Doamne. Ajută-mă ca mai departe să fiu lumină. Te rog, Iisus. Pe oriunde voi merge, Doamne. Da. Câte locuri de unde te duci. Și în familia mea, între copiii noștri, Doamne. Doamne, adăprează ca copiii noștri. Da, mulțumim să de parte de Tine, Doamne. Ca să-L aduci aminte că Tu ești și o zi despre Tine. Te rugăm, Iisus. Te rugăm, Tată, simțim, vedem și auzim că timpul scurt și chestiune doar mai mare, Doamne. Nu ne lăsa să tremurăm, nu ne lăsa să stăpim, nu ne lăsa în Tine, Doamne. Ajută să ne încredem mai mult și ce lucru să ne apropie mai mult de Tine, Doamne. Ca să putem fi mai departe și o lumină și o repește în Tine, Doamne, care tu ne-ai pus pe Tine, Doamne, și familie noastră. Îți mulțumim, îți mulțumesc pentru frații deci, pentru întotdeauna și dragostea Ta. Doamne, păstrează-ne pe fiecare mai departe. Te rugăm, Iisus, și ajută-ne să privim sus, în orice îngrijorare să privim la Tine, de unde vine iubirea noastră, Doamne. Te slăbim și Te rugăm, că ești vrednică, cu multe ne tale bine. Slavă Ție! Amin! Să-ți mulțumim pentru anul care a trecut și să-ți mulțumim, Doamne, pentru biruința pe care ai avut-o prin noi, în problemele noastre, mulțumim, în biserica ta. Să-ți mulțumim că ai fost aproape de noi, chiar dacă nu am meritat. Dar acum când intrăm într-un an nou, Doamne, ajută-ne ca să schimbăm viața noastră și gândirea și tot ceea ce suntem a nostru, ca să fie plăcut înaintea ta. Amin. Ajută-ne să ne punem la dispoziția Ta. Prevarsă, Doamne, binecuvântarea Ta peste poporul Tău, te rugăm, peste care familie, peste copii, te rugăm, peste nepoți. Doamne, pe toți îi aducem înaintea Ta și vrem împreună să Te slujim pe Tine. Fie anul care ne stă în față, un an în care Tu să-ți poți găsi plăcerea, te rugăm, în ceea ce facem. Binecuvântează pe cei care ai hotărât să fie în frunte.
mintea noastră. Te rugăm. Doamne, sfințește-i. Te rugăm. Binecuvântează pe ei și casele. Te rugăm. Pe cei care slujesc, Doamne, întărește-i, Doamne. Te rugăm. Pe toți, Doamne, ajută-ne să gândim ceea ce vrei Tu pentru noi. Să gândim la viața noastră așa cum o vrei Tu de la noi. Întărește-ne pe cale. Te rugăm. Și fă, Doamne, ca să simțim bucuria aceea a mergerii și a umblării împreună cu Tine, ca amin, la sfârșitul vieții. Atunci când totul se termină, pentru fiecare în parte sau poate venirea Ta, să fim împreună cu Tine. Amin. Să ne putem bucura împreună cu Tine. Amin. Să putem o veșnicie întreagă, să-ți cântăm laudă și cinste. Amin. Amin. Doamne, Tu ai spus că și prin gura pruncilor îți scoți laude și îți mulțumesc în seara aceasta pentru că un an de zile ne-ai însoțit pe noi, familiile noastre, pe cei dragi ai noștri, ai însoțit biserica Ta. Îți mulțumesc în clipele acestea, Doamne, pentru fratele Edward și te rog să-l binecuvintești, să-i dai putere și împreună, Doamne, ajută-ne ca fiecare dintre noi să ne punem la dispoziția Ta. Și, Doamne, ajută-ne ca să putem să răspundem chemării Tale. E un privilegiu, Doamne, o onoare. Și îți mulțumesc din toată inima, pentru că Tu ne vrei ca să facem ucenici. Te rugăm frumos, Doamne, în responsabilitatea aceasta, să ne dai înțelepciunea Ta, să ne dai călăuzirea Ta. Te rugăm să faci, Doamne, ca cei care răspund Evangheliei Tale, cu adevărat să fie transformați de Tine. Doamne, avem în familiile noastre și ne doare pentru cei care sunt nemântuiți. Te rugăm frumos, fă aceeași minune care ai făcut-o în viața lui Saul. Te rugăm frumos, cercetează copiii de pocăiți, Doamne, și Te rugăm frumos, ascultă rugăciunea pe care o aducem înaintea Ta pentru toți aceia pentru care ne doare, Doamne, și nu vrem să piardă Doamne, să se ajungă în focul iadului. Doamne Dumnezeule, e așa de mare realitatea aceasta. Iisus Hristos a murit și vrea ca niciunul, Doamne, să nu ajungă în locul acela de pedeapsă și de chin. Te rog frumos să asculți rugăciunea mamelor, rugăciunea taților, rugăciunea părinților, rugăciunea celor dragi. Doamne Dumnezeule, ce mare har că Tu ești Dumnezeul nostru în care ne încredem și recunoaștem, Doamne, că fără Tine nu putem face nimic. Te rugăm frumos, Doamne, lasă ca Duhul Sfânt să continuă lucrarea începută. Amin. Și cu adevărat, Doamne, prin puterea Duhului Sfânt să continuăm să Te slujim în anul în care vom intra. Te rog să ne primești înaintea Ta, curățește-ne, Doamne, ia-ne în mâna Ta, păzește-ne pe fiecare dintre noi, pe noi și copiii noștri și lasă, Doamne, ca biserica Ta să simtă o înviorare, să simtă, Doamne Dumnezeule, cercetarea sfântă pe care Tu ai început-o și continui să o faci pentru slava și gloria Ta și pentru mântuirea multora. Binecuvintează și copiii bisericii. Doamne, Te rugăm să le dai sănătate, Te rugăm să-i păzești de orice rău, să fii cu ei, Doamne, în vacanță, să fii cu ei la școală, să fii cu toți membrii bisericii. Ascultă-ne rugăciunea pentru cei bolnavi, fii cu sora Magda, cu sora Lidia, binecuvintează și pe sora Roda, întărește-o pe ea, Doamne, și ai milă de familia ei. Te rog din toată inima, Doamne, să ne primești în seara aceasta. Ne aducem, Doamne, așa cum ne-ai spus, trupurile ca o jertfă vie și vrem din toată inima ca puterea Ta să fie aceea care să locuiască și să lucreze în noi. Proslăvirea numelui Tău, în numele Domnului Iisus Hristos, ascultă-ne. Amin. Amin. Domnul păcii să fie cu tine, în fulgiu.
apropiați-vă de Domnul și apropiați-i și pe cei din jurul vostru de Domnul și El se va apropia de voi și de ei. Amin. Amin. Domnul să vă binecuvânteze.